Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu etalarea generală pentru Berbec, Soare, Lună, Venus, ascendent în Berbec pentru 2020. Sper să vă inspire, probabil că ați ascultat și alte etalări. Combinați mesajele și învățați să vă creați singuri viitorul, viața pe care vă doriți. Nu vă lăsați blocați sau intimidați de mesajele care poate unor să pară neplăcute, da? Inclusiv de la mine. O să spun o mică rugăciune înainte să începe talarea. Bishem Adonai, Mimini Mihail, Umismoli, Gabriel, Umilifnai, Uriel, Ume Ahurai, Rafael, Baal Roshi, Shehinatel. Am amestecat cărțile, am văzut că ieșiți dintr-o stare de blocaj, da? Spânzuratul invers, într-o combinație destul de dificilă, cu luna invers, cu cavalerul de spade invers, cu multe, multe. Eu cred că ieșiți de niște blocaje și vă doresc asta pentru că în momentul în care am amestecat aceste de cărți, am mai văzut de vreo două, trei ori regele de bâte. Este o stare este energie de foc, evident, și o stare de încredere pe care sper că vă recuperați cei care v-ați pierdut încrederea, speranța, energia în ultima vreme, în ultimii ani, în ultimul an, în ultimile luni, da? Eu sper să redeveniți berbecii bătăioși pe care îi știm cu toții. O să așez cărțile, dar să nu uitați că aceasta este etalare mai etalare, mai generală decât etalările pe care le facem în fiecare lună. Va fi câte o carte pentru fiecare lună anului 2020. Haideți să vedem ce ar putea să apară. Văd că deja aveți un as de monede, un început într-o direcție care vă creează stabilitate. Poate să fie și relație, poate să fie și loc de muncă, poate să fie și un dar de bani. Dar eu o să mai amestec încă o dată. Berbec, Soare, Lună, Venus, ascendent în Berbec. 2020. Vestitul 2020. Sper că v-ați făcut temele pentru perioada care vine, 2020, Berbec, Soare, Lună, Venus, ascendent în Berbec. Ok. Ianuarie, februarie, ia să vedem. Martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, și decembrie. La capătul setului de cărți, 9 de cupe. Când începeți anul 2020, că îl terminați, la o petrecere, într-o stare de bine, de satisfacții emoționale, sau chiar dacă n-au fost satisfacțiile, e un moment de prea plin. Poate că mergeți și faceți revelion undeva și vă schimbați vibrația și ea că așa schimbă după vibrația, manifestați un an. Vedem cum, vedem cum. Haideți să vedem. Ah, ia uite. Da, ieșiți din blocaje, cum am zis. 8 de spade, 9 de cupe. E bine, e bine că ieșiți. Trebuie să vă schimbați vibrația, n-aveți cum. 5 de monede, ianuarie. Ia să vedeți. Vedeți? Oh, ce frumos, 6 de cupe februarie. Martie, Queen of Wands, regina de bâte. Aprilie, valetul de bâte. Mai, regele de monede, cam vibrația lunii. Iunie, regele și regina, ce superb! Regele și regina de monede. Împărăteasa, iulie, august, septembrie, ce frumos, septembrie, 4 de spade, octombrie, nu, ia, august, septembrie, 4 de spade, august, roata norocului. Ce am făcut? Deci, am zăpăcit. Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, da, octombrie, cavalerul de cupe, noiembrie, cavalerul de spade, oh, și decembrie, 9 de bâte. Mai mă zăpăcesc și eu. Dar hai să vedem, da?
Mergeți înainte, mergeți înainte, lăsați confuziile, așa zic eu, că le lăsați și vă concentrați pe colaborări, pe creșterea voastră, stabilitatea voastră. Ieșiți și practic și mental și pe toate planurile din blocajele astea mentale în care a stat. 5 de monede, ianuarie. Ianuarie e frig și mi se pare normal să apară 5 de monede în ianuarie. Este și semn de pământ, da, experimentăm capricornul, varianta friguroasă a capricornului, experimentăm starea de frig, de însingurare. Poate unii dintre noi, dintre voi, răciți, aveți nevoie de un pic de ajutor, poate aveți probleme financiare, ați cheltuit prea mult cu cadourile, aveți mare grijă să nu cheltuiți pentru că e o chestie de monede, da? De finanțe. E o perioadă în care vă redresați și să nu uităm că este boboteaza, sunt cele mai friguroase zile și poate într-un fel sau altul ne afectează pe toți și financiar, că investim în confortul nostru fizic și emoțional. Asta ca să nu spun eu știu cine știe ce vei și imediat să vă, pentru că sunt cărți faine. Dar asta e, ianuarie începe cu zăpadă. Și ianuarie începe cu, ce frumos, o biserică luminată, cu un parteneriat în care sunteți, un parteneriat care vă aduce schimbare. Ce frumos, simt să citesc cartea. Un parteneriat care vă aduce schimbare, vă ajută să rezistați. Și vă duce mai aproape de spiritualitate în cazul în care n-ați trecut prin niște etape. Pentru că, da, sunt niște sărbători foarte importante în ianuarie, da, Bobotează Sfântul Ion, poate mergeți la biserică și vă reconectați sau vă conectați într-un alt fel, într-un fel care vă va schimba. Că 5 înseamnă schimbare. Februarie. Dacă poate în ianuarie nu ați vorbit cu cineva, este foarte posibil în ianuarie să nu vorbiți cu cineva, să vă simțiți un pic cam singuratici. În anumite privințe, repet, financiar, sentimental, e posibil în februarie să vă întâlniți cu o persoană foarte dragă, o persoană din copilărie, poate aveți un vărsător, o vărsătoare pe care o sărbați, cu care vă întâlniți. Da, poate chiar și pești, că e semn de apă, da, în februarie deja începe zodia peștilor. E o persoană foarte dragă cu care vă conectați în februarie. Poate să fie și la locul de muncă, o colaborare, o prietenie, o susținere din partea cuiva. În primul rând, susținere emoțională, dar și materială, pentru că văd flori și atunci emoțiile astea se transformă într-o formă sau alta și în material. Variază de la unii la alții. Aveți o susținere, oricum. Este un cel puțin un suflet, pentru unii poate să fie un suflet pereche, un suflet geamăn, dacă într-adevăr v-ați făcut lucrarea spirituală. Suflete gemene nu sunt pentru oricine, repet, dar dacă nu, e un suflet karmic, darmic, da, care e alături de voi. Repet, poate să fie cineva din copilărie, poate să fie cineva din familie, da, că tot ține de casă, de copilărie, de trecutul vostru sau dintr-o altă viață. Frumos! În martie, deja aici sunteți voi, sfârșitul lui martie, de fapt începem un nou an pe 21, da? Sunteți voi, regina de bâte, plin de foc, pasionali, un pic mistici pentru că ați trecut prin multe, da? Prin această transformare spirituală și financiară și mentală și emoțională cu acest suflet, eventual. Deja aveți încredere. Vă regăsiți încrederea în cazul în care ați pierdut-o, pentru că știu că unii berbecuți și-au cam pierdut încrederea. Vă regăsiți într-o formă sau alta. Sau măcar încrederea în fizicul vostru, în puterea voastră de a seduce, în puterea voastră de a cuceri ori un partener, o parteneră, ori puterea voastră de a cuceri lumea, de a începe noi proiecte, pentru că urmează un proiect la un moment dat, de a crește în direcții frumoase. Aveți multă, multă încredere și e fain dacă reușiți să vă și setați la anumite momente care vor fi în martie, să vă setați intențiile ca să le și materializați, pentru că aveți potențial de materializare foarte mare în următoarele luni.
Dacă nu sunteți voi, poate să fie un alt semn de foc sau o persoană care are aceste calități și fiind în preajma lor, vă regăsiți și voi calității. Vă oglindiți, da? Că asta fac cei doi, se oglindesc unul pe celălalt. Posibil acest șase de cupe, acest suflet pereche să fie același care vă susține și în ianuarie, variază de la unii la alții. Dar eu zic că aveți un parteneriat, chiar dacă pentru unii nu s-o manifesta în fizic, dar există totuși monede și cupe, se manifestă într-un fel sau altul. Eu zic că se manifestă și vă regăsiți puterea în martie. De pe 20-21, da, când începe noul an, deja înfloriți, o floare, înfloriți ca soarele. Hei, într-un fel misterios. Într-un fel misterios. Să nu le mai încurc, martie, aprilie. În aprilie, continuați această stare de mare pasiune, aveți atracție, poate ați sedus pe cineva, poate puteți să seduceți pe cineva mai tânăr, mai tânără decât voi, da? E un vale de bâte. Poate să fie o persoană mai tânără, da? Care s-a lăsat impresionată, cucerită de calitățile voastre, de pasiunea, de focul vostru interior. Dacă nu, poate să fie un copil, da? Poate să fie un copil sau pur și simplu începeți un nou proiect. Interesant, creativ, inovator, inovativ, cum vreți să-i ziceți voi, original. Comunicați cu cineva sau primiți mesaje pasionale, originale, interesante, da? Care vă stimulează această creativitate sau voi le dați cuiva. Repet. Poate să însemne foarte mult o carte. Depinde de la unii și de la ascultător la ascultător. Pentru unii poate să fie un copil, pentru alții poate să fie un mesaj care vă inspiră, pentru alții poate voi oferiți mesaje care inspiră. Deja sunteți aici, plin de foc, da? De creativitate. Inspirați pe cei mai tineri. Poate sunteți profesori și inspirați niște copii, niște tineri, niște studenți. Variază, evident că variază. Da? E valetul de bâte, poate să fie un proiect, am zis. Deja e primăvară, e mai multă căldură, aveți mai multă energie să materializați ce vă propuneți. Aprilie, în aprilie în continuare, suntem în semnul berbecului, da? Poate unii ce simțiți în martie continuați în aprilie, într-o formă sau alta. Primii pași. În aprilie, ce frumos, în aprilie chiar aveți semn de pământ, regele de monede. Ori veți fi în preajma unui semn de pământ. Taur, ia uite ce frumoasă confirmare și aici, ce drăguț, ia uite, ce, acum observ. Deci în ianuarie avem semn de pământ, da, Capricorn, începem prin semnul Capricornului. În februarie aveți semn de apă, în martie semn de foc, în aprilie semn de foc, drăguț, drăguț. Iar în aprilie aveți semnul Taurului, da? Zodia Taurului, care se continuă și în luna următoare. Dar, revin, pentru unii dintre voi, poate să fie cineva din preajmă, bărbat sau femeie, care exprimă această energie masculină, că pot fi femei care exprimă energie masculină, da? Poate să fie tatăl vostru, soțul vostru, un șef la locul de muncă, foarte stabil, cu multe reușite, socioprofesionale. Fără confirmări, haideți să vorbim doar de partea frumoasă a acestei cărți. Vă poate susține financiar, vă poate consilia, vă poate oferi un oarecare cadru stabil într-o privință sentimentală, profesională, familială, da? În aprilie, nu? Deci, aprilie, mai iunie. În iunie. Regina de monede. Perechea acestui rege. Dacă acest rege de monede se dovedește a fi un partener al vostru, probabil că manifestați această compatibilitate cu ei. Posibil, da? Regina de monede. Manifestați varianta lor feminină în iunie. Deveniți creativi, generoși, protectori.
Atenți cu finanțele, ordonați. Dacă începeți anul cu probleme financiare, la jumatea anului vă echilibrați, regele și regina. Repet, printr-un parteneriat, de care o fi, poate să fie și în afaceri. Pentru că regele de băte, o fi semn de foc, regele de monede e o persoană care se ocupă de afaceri în general. Poate faceți afaceri. Învățați de la ei, pentru că e un om care consiliază, da? Învățați de la ei și intrați într-un parteneriat. Dar regele și regina, în general, pentru mine, sunt reprezentanții soțului și soției, eu știu, ideale, să zic, pe acest pământ, pentru că semn de pământ. Oameni stabili, financiari, emoționali, care își asumă responsabilitățile într-o relație, în tot ce zic. Da? Sunt punctual, ce zic, aia și fac. Sunt pământeni? Că sunteți voi, că sunt ei, că intrați într-un parteneriat, variază de la unii la alții. Încerc să nu creez scenarii, puteți să vi le creați voi în funcție de ceea ce știți că se întâmplă în viața voastră, dar nu uitați că este o singură carte pentru o lună. Este o energie foarte generală. La luna respectivă vom mai adăuga. Ce mai aflați și din alte etalări, la fel de generale ca a mea, puteți să vă creați voi un scenariu. Dar, repet, ce nu vă place, scoateți din peisaj, din imaginea voastră virtuală a anului care vine și creați-vă ce vă place. Dar eu zic că aveți un parteneriat care vă crește, pentru că în luna următoare, ce a fost? Iulie, august, septembrie, așa, da, în iulie deja deveniți împărăteasă, sunteți tot voi cei din martie. Dacă în martie v-ați regăsit pasiunea și v-ați implicat într-o relație cu pași mici, cam la început mici, pe urmă mari, da? Într-o relație pasională pe care o echilibrați, deja aveți creștere în iulie. Ce frumos, treceți de la rege, regină, împărăteasă. Superb, superb. Și aici este numărul 3, da? Poate sunteți voi unii născuți în martie, da? Vă simțiți frumoși, stabili, abundenți, plini de toate, satisfăcuți și doritori să împărtășiți. Pentru că împărăteasa este una dintre cele mai generoase energii, da? Feminine, că sunteți bărbați, femei, nu contează. Împăratul nu este chiar atât de generos, dar împărăteasa este. E varianta sa feminină. Împăratul e Marte, aici este Venus. Poate. Proiectul pe care îl începeți are o creștere deosebită în această lună, da? Pentru unii poate să fie un proiect. Am zis că valetul de băte poate să fie un proiect pe care îl începeți, creativ, care devine stabil, crește până la stadiu wow, acesta, până la superlativ. Și totuși, aveți mare grijă să nu vă obosiți. Dacă aveți o creștere atât de rapidă într-o direcție, aveți grijă să nu vă obosiți, pentru că în august există o stare de, sau măcar nevoie, o stare de oboseală mentală. Da? Ați consumat multă energie. Se și vede, da? Poate ia cineva din preajma voastră, dacă nu sunteți voi. Poate să fie un semn de aer sau orice alt semn. Poate să fie o persoană care va avea nevoie de atenția voastră, de susținerea voastră. Eventual, repet, puteți fi voi doritor de o mică vacanță, să zic, doritor de liniște, de pace, de însingurare, să vă înțelegeți niște lecții mai vechi, da, 3 de spade, să vă conectați la spiritualitate, într-un fel sau altul, da, la îngerașii voștri, ca să puteți merge mai departe. Aveți nevoie de meditație. August, septembrie. În septembrie, deja o întâlnire de destin sau un eveniment de destin, un eveniment karmic, ceva se întâmplă și se schimbă lucrurile într-un fel sau altul.
Poate să fie un săgetător, poate să fie un pește, e Jupiter. Da, dar Jupiter ăsta în Capricorn care face niște conjuncții în 2020 de off-off. În fine, roata norocului, în general, e de bine. Deocamdată n-am început să fac etalări și cu cărțile invers, dar așa cum arată, arată că dacă la un moment dat obosiți, dacă la un moment dat, da, după toată creșterea asta, că este o creștere foarte mare, poate să fie o creștere spirituală. De ce nu? Nu doar materială. Dar e o creștere, regina de băte, valetul de băte, regele și regina de monede, împărăteasa, da? Prin acest parteneriat pe care îl manifestați într-un fel sau altul la început. Da? Care la un moment dat vă obosește. E, după ce vă liniștiți, meditați, găsiți niște răspunsuri, vă inspiră cineva, începeți și schimbați. Redeveniți. Intrați în mișcare, iar. Sub ce formă? Variază de la unii la alții. Roata norocului aduce surprize. Surprize karmice. Întâlniri karmice, am zis, repet. Octombrie, cavalerul de cupe. Și ce aduce? Poate aduce un mesaj de dragoste. Poate să aducă pe cineva care vrea să vă facă o ofertă de dragoste. Posibil. Un semn. Cineva cu planete în semnul peștilor. Jupiter e semn de apă. Da? Poate voi aveți Jupiter într-un semn de apă, într-o casă de apă și se activează într-un tranzit. Da? Dar, în octombrie, această roată a norocului, într-un fel sau altul, se învârte și va aduce undeva prin octombrie acest cavaler de cupe. O persoană sensibilă, poetică, pregătită să vă iubească, să-și ofere dragoste. Însă, în noiembrie, apare cineva într-un mod neașteptat, cu o atitudine destul de bătăioasă, destul de agresivă, foarte doritoare să înfrunte acest cavaler de cupe. Că este un semn de aer, că am văzut aici semn de aer, că este alt semn, voi știți pe cine aveți în viață. Adesea, cavalerul de spade poate să fie și o persoană geloasă. Sau pur și simplu, intervine ceva în viața voastră, un mesaj, niște vești destul de dure și trebuie să le faceți față. Dacă la un moment dat în octombrie intrați în această, manifestați această energie apoasă, să zic, în noiembrie există niște vorbe, există niște atacuri într-o formă sau alta. Poate cineva atacă această persoană care vă intră în viață, în cale, da? Poate cineva gelos în preajma voastră, geloasă. Vedeți? Pentru că în decembrie, la un moment dat, voi trebuie să învățați, aici sunteți voi semn de foc, să învățați să puneți bariere în preajma voastră, să vă protejați. Dacă din prea multă dragoste ați permis unor vechi prieteni să stea mai mult decât e cazul în preajma voastră și să vă influențeze mai mult decât e cazul, poate în decembrie, posibil, nu poate, posibil în decembrie să învățați să vă creați niște bariere, niște ziduri protectoare ca să nu mai treceți prin ce ați trecut în ultima vreme, ca să nu mai experimentați această stare cu care începeți, să zic unii dintre voi, ianuarie, da, 5 de monede, ca să nu mai fiți însinguratici, ca să nu mai fiți, ia uite, bolnăviori, sufletul e bolnăvior, da? Eu zic că în decembrie 2020 veți fi în picioare prin tot ce veți fi trecut și în anii anteriori și în anul care vine. Veți sta în picioare, răniți, nerăniți, pregătiți de luptă, pregătiți să vă mențineți poziția, principiile, stilul, eu știu, de viață, pe care eu cred că în 2020 deja vi-l schimbați. În decembrie sunteți pregătiți să protejați tot ce ați crescut la un moment dat. Ia uite ce frumos, repet, da? Regina de băte.
Bun, hai să încep. Doi de cupe, regina de băte, valetul de băte, regele, regina de monede, împărăteasa, da? Și chiar acest cavaler de cupe. La sfârșitul anului veți fi în stare să protejați tot ce ați crescut. Și nu veți mai lăsa pe nimeni să vă atace eventual sau să vă moleșească. Depinde, poate sunteți chiar voi care nu veți accepta orice ofertă de dragoste. Rămâne să vedem la timpul potrivit. Oricum, vă anunț de acum că la anul este foarte posibil să ne întâlnim și pe alte canale, dacă vreți să ținem legătura. Ei, hai să mai căutăm niște, cât am vorbit, clarificări. Apare totuși un cavaler de cupe și aici. Apare un cavaler de cupe. Berbec. Soare, Luna, Venus, ascendent în berbec. Un mesaj. 10 de monede. Iar bani, domnilor, faceți bani. Ori vă căsătoriți că avem regele și regina de monede, da? Avem împărăteasa. Faceți bani, dragii mei. O să vă rog frumos să donați acestui canal pentru această veste minunată. Da, 10 de monede. Ce frumos! Ce frumos! Și verdele ăsta foarte fain, care ține de bani, de dolărei. Și o să fiți foarte satisfăcuți după cum vedeți. A meritat să vă iasă câțiva peri albi în munca aceasta, dar vă creați o stabilitate financiară de care vă puteți bucura. Ia ca ce mai râde! Ia ca ce mai râde! Pentru că ați învățat ce frumos! Ați învățat sau veți învăța să colaborați, da? 3 de monede. Pentru că ați avut răbdare aici, câte sunt 2, 4, 6, 7 de monede. Ce frumos! V-ați creat abundență încet, cu răbdare și cu o capacitate specială de a colabora cu cei din jur. Și eventual, ce drăguț, ce drăguț! Într-un fel sau altul, nu știu când, acum la sfârșit sau pe parcursul anului, veți avea o viziune foarte frumoasă despre această abundență, da? 10 de monedere, împărăteasa, despre această abundență. În continuare, iar se arată un 4 de manuscrise similar cu 4 de spade. Cineva, poate un semn de aer, sau e mai supărat, sau poate voi trebuie să vă odihniți din când în când. Iar asul de monede, da? Asul de pietre, asul de monede. Începeți, posibil, unii dintre voi o relație. Ia să vedem ce mai vine așa, întâmplător. Mesaje, scurte mesaje pentru berbeci, nu clarific, doar vreau să văd așa. Ce mesaje apar? Pentru că nu cred că e cazul să clarific ceva, este atât de general, e 2020, dar cu cât vin mesajele mai liber, cu atât mai bine. Aveți posibilitatea, a vrut să se arate. Aici este similar cu spânzuratul, cartea aceasta. Bufnița celtică. Poate, pentru unii dintre voi, ce frumos, și 6 de spirale, 6 de bâte, victorie, semn de foc, da? Steaguri victorioase, veți fi victorioși în niște direcții. Interesant. În acest set de cărți, și de-aia îmi place să-l folosesc, dar doar așa, cât un pic, să bifăm anumite mesaje, spânzuratul este reprezentat de o bufniță celtică. Bufnița este simbolul înțelepciunii. Poate aveți de-a face sau veți descoperi cultura celtă într-un fel sau altul. Creativ, poate veți merge în zona aceea de nord și veți face, eu știu ce, afaceri sau veți călători într-o vacanță și veți descoperi ceva. Dar bufnița e înțeleaptă. Am zis de o viziune la un moment dat și spânzuratul reprezintă o persoană care face sacrificii, dar le face ca să înțeleagă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Veți înțelege lucrurile dintr-o altă. Vă veți regăsi înțelepciunea sau în cazul în care n-ați avut-o, o veți găsi, nu regăsi. Încă o carte. O să fie trei. Este frumos.
Veți înțelege că toate lucrurile, cât de încâlcite au părut la un moment dat, v-au adus mai aproape de această abundență, de această creștere. Ia uite, iar apare. Mai, asul de monede. Tot vrea să se arate. Berbecuți. Soare, Luna, Venus, ascendent în berbec. Uf! 8 de cupe. Sau 8 de oglinzi. Ce frumos. Vai, și judecata, Phoenix. Renașteți, dragii mei, renașteți. Și e minunat în 2020 să renașteți. Plin de culori, plin de pasiune. Vai, vai, ce frumos. Parcă n-aș mai vrea mai mult. 8 de cupe. Vă detașați emoțional de un trecut care nu v-a prit. Vă detașați emoțional de, ce înseamnă oglinzi, de proiecții. Proiecții emoționale care v-au îndepărtat de realitatea pe care trebuia să o trăiți. Deveniți înțelepți, ce frumos, ia uite, e un bătrân, zici că e un călugăr, da? Lăsați în urmă oglinzile astea, vanități, egouri, da? Asta e oglinda, iluzii, proiecții. Le lăsați în urmă. Și cred că le lăsați și făcând și niște afirmații, unii dintre voi. Dar, repet, deveniți mai înțelepți. Ia uite, e un călugăr, e bufnița care ține de înțelepciune și aici e băbuța asta drăgălașă, încărunțită, într-adevăr, dar satisfăcută, care a reușit să-și creeze o stabilitate, abundență chiar. Nu zic musai că sunteți, că veți fi băbuțe. Nu, e înțelepciunea omului care a trecut prin multe. Da, înțelepciunea în general se arată sub forma unei persoane în vârstă. În vârstă tocmai pentru că a trecut prin multe. Puteți fi mai tineri sau nu foarte în vârstă, dar să fie acumulat multe, multe experiențe. Da, că nu degeaba aveți, da, judecata. Frumos. Hai să vedem un mesaj de la îngeri. Un mesaj de la îngeri pentru berbecuți. Dragostea este peste tot în jurul nostru, să nu uităm. Mesaj de la îngeri pentru berbecuți. Ah, ce frumos! N-aveți limită! N-aveți limită! Cum am zis, vă treziți, vă retreziți focul interior și dovediți. Toate cărțile confirmă faptul că renașteți, că renașteți către abundență, către bine, către frumusețe. Lucrurile se schimbă în jurul vostru. Puteți să faceți tot ceea ce alege să faceți. Ce frumos! Sunteți ca niște cai nărăvași, ca niște inorogi. Mai ales, doamnele, un potențial de transformare fantastic în preajma unui suflet pereche. Că e în preajmă, da? Legătură spirituală. Aveți pe cineva, am zis și mai devreme, confirmă și aceste cărți, o legătură spirituală cu cineva foarte profundă, care trece de limita aceasta materială a vieților pe care le trăim, da? Pe pământ. Frumos. Chiar dacă nu-i lângă voi acest suflet, da? Vă transmite cu gândul, cu sufletul, energie pozitivă și vă ajută să vă transformați întreaga viață. Eventual, poate, vă veți și întâlni, că au arătat cărțile mai devreme, da? Vă veți și întâlni. Dragii mei, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și protecție divină în anul care vine, 2020. Numai bine, vă pup!